Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Pentru mulți dintre voi, mai 2023 ar putea fi o perioadă neobișnuită de plină de evenimente și de productivă. În același timp, luna se va dovedi a fi cu adevărat costisitoare din punct de vedere emoțional, așa că autocontrolul cu siguranță nu va strica. Energiile furtunoase ale berbecului își pierde din intensitate. Pe de altă parte, energiile care emană din Taur capătă putere. Toate acestea sunt confirmate pe 17 mai cu Jupiter mutându-se în Taur, care anunță revenirea unei perioade de viață liniștită. În ciuda faptului că mai trebuie să te mulțumești cu influența energiilor racului, noua lună îți va zugrăvi viața cu culori strălucitoare. Ești mai înclinată să dezbați, iar toleranța ta este în afara topurilor. Poți lua decizii bazate pe bunul simț. Asigură-te că oportunitățile care apar înaintea ta nu vor mai fi un motiv de nerăbdare și tensiune. Riscurile la care te așteptai dispar. Luna aceasta, ceea ce ți oferă Jupiter în Taur este în concordanță cu principiile și valorile tale. Dragoste. În ciuda faptului că nu ești încă pe deplin deschisă către iubire, începi să devii mai interesată de acest domeniu. În această stare de spirit, relațiile tale cu ceilalți și poate cu cealaltă jumătate, ia o turnură plăcută. Pentru a realiza ceva constructiv, concentrează-te pe aspectele pozitive. Sfat: complimentează și fii optimistă luna aceasta. Acest lucru va avea un efect pozitiv asupra relației voastre, deoarece îți va îndeplini așteptările. Sănătatea este în ordine. Este o lună bună pentru modelarea corpului și procedurile de detoxifiere. Întărirea imunității poate aduce beneficii dacă nu există contraindicații. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!